Salut tuturor, sunt Radu și vreau să vorbesc un pic despre hidroelectrica, despre listarea companiei la Bursa de Valori București, este vedeta bursei în acest moment, și despre de ce eu nu voi investi în hidroelectrica. Dacă mă urmăriți pe blog, știți că fac lunar o serie de articole în care vorbesc despre investiții mele la bursă și evoluția acestora. Următorul astfel de articol este însă peste vreo 20 de zile, dar listarea hidroelectrică are loc acum. Este știrea momentului, este compania vedeta a bursei, așa că haideți să vorbim punctual despre aceasta. Ca background, listarea aceasta, IPO-ul are loc între 26 iunie și 4 iulie. Pe 5 iulie aflăm valoarea de listare a acțiunilor și apoi cred că pe 6 iulie se dă drumul deja la bursă. Și interesul pare a fost foarte mare, inclusiv din partea investitorilor străini. Hidroelectrica se îndreaptă spre o listare cam la spre o valoare de piață cam la 9 miliarde de euro din ce văd în știri. Aproape toate acțiunile au fost ofertate și cred că se vor termina înainte de perioada de finalizarea IPO-ului propriu-zis. Este noua vedetă a bursei, cum se și spera. S-a dovedit chiar că foarte mulți investitori țineau de bani și de asta bursa a stagnat un pic în perioada anterioară, pentru că urmăreau listarea hidroelectrică. Și atunci, de ce nu investesc și eu? O întrebare foarte bună și vă voi spune exact gândurile mele. Încep cu un mic disclaimer. Mie investițiile la bursă mi se par ceva subiectiv. Dacă ar fi vorba doar de analiză și statistică, cu toții am fi milionar, pentru că ar fi știință exactă. Nu este știință exactă, e și un pic de gut feeling acolo, de, mă rog, uneori e și țeapă, uneori nu. Vom vedea în acest caz ce se întâmplă. Eu nu voi investi în hidroelectrica și vă voi spune de ce. Voi puteți face total invers, nicio problemă. Așa e la bursă. Uneori câștigi, uneori nu. Uneori e țeapă, dar nu-i nimic. Există mereu altă companie în care să investești și să speri la mai bine. Acum un pic de background. Cum se face această listare? Vă spuneam, între 26 iunie și 4 iulie are loc IPO-ul. Ofertarea publică inițială și se face pe două direcții. O direcție este către investitori instituționali care trebuie priviți ca niște companii foarte mari care cumpără foarte multe acțiuni și atunci sunt cumva clienți preferențiali. Acolo ei pot cumpăra acțiuni între 94 și 112 lei și e aproape ca o licitație. Vine o companie și spune eu vreau 1 milion de acțiuni și ofer 105 lei pe bucată, vine altă companie și spune eu vreau 3 milioane de acțiuni, dar ofer doar 100 de lei pe bucată. Și la sfârșitul perioadei, după ce se strâng toate aceste oferte, Hidroelectrica analizează ofertele, face un fel de preț acolo, medie ponderată, nu știu exact cum face, și stabilește o valoare reală de piață a acțiunii. Cei care au ofertat peste această valoare vor primi acțiuni, cei care au ofertat sub ea nu vor primi nimic decât bani înapoi și mulțumiri pentru participare. A doua direcție de vânzare a acțiunilor, cea care e de interes de fapt pentru noi în acest clip, este cea adresată investitorilor de retail. Asta înseamnă un nume fancy pentru a spune persoane fizice particulare, brokeri, companii micuțe și așa mai departe. Noi, oameni interesați să investească. Pentru investitorii de retail s-au pus deoparte peste 11,7 milioane de acțiuni și acești investitori pot cumpăra doar la prețul de 112 lei acțiunea. Există însă o șmecherie. Dacă prețul final stabilit la listarea efectivă la bursă va fi mai mic, investitorii de retail vor primi diferența înapoi. De exemplu, dacă Hidroelectrica se listează cu 100 de lei la bursă și tu ai dat 112 lei pe acțiune acum, vei primi 12 lei înapoi în cont. Și mai este o șmecherie, se oferă și un discount de 3% celor care cumpără acțiuni în perioada aceasta de IPO. Deci dacă se listează la 100 de lei, tu ai dat 112 lei acum, primești 12 lei înapoi și încă 3% discount, adică încă 3 lei, practic, în acest caz, înapoi în cont. Deci, totul trebuie privit mai degrabă ca o taxă de rezervare. Îți rezervi o acțiune cu 112 lei, dar de fapt vei plăti pe ea în funcție de valoarea finală de listare, ce va fi stabilită din ofertele investitorilor instituționali. E un alt mecanism acolo, dar nu contează, important este că pe 5 iulie vom vedea cu cât se listează efectiv la bursă. Și interesul a fost foarte mare. Pe 27 iunie deja se vânduseră vreo 75% din acțiunile rezervate pentru investitorii de retail. Au fost inclusiv balene, ca să zic așa. Era o știre cu un singur investitor a cumpărat 500.000 de acțiuni, care înseamnă 56 de milioane de lei bani cheltuiți pe acțiuni. Sigur, va primi o parte din ei înapoi plus discountul de 3%, dar omul momentan a cheltuit 56 de milioane de lei pe acțiuni. Cum poți cumpăra acțiuni ca persoană fizică? Păi fie printr-o platformă de brokeraj gen Tradeville, fie printr-un broker al tău. Multe companii de brokeraj în România oferă servicii de intermediere pentru bursă. Mai este un skepsis, este o sumă minimă de intrat la Hidroelectrica, 50 de acțiuni. 50 ori 112 înseamnă 5600 de lei, atât trebuie să cheltui. Nu poți cumpăra 3 acțiuni, trebuie să cumperi minim 50 de acțiuni, dar este ceva uzual în IPO-uri pentru că nu vor să vândă așa granular acolo, ci asta se va întâmpla după aceea în listarea efectivă pe bursă. Ok, deci Hidroelectrica merge bine. Este una dintre cele mai bune companii românești, teoretic pe hârtie.
interes există foarte mare din partea investitorilor și atunci de ce nu investesc și eu? Păi mai multe motive, hai să luăm pe rând. Primul și cel mai important pentru mine este faptul că statul român este acționar majoritar la Hidroelectrica. Acum, statele în general nu sunt administratori buni ale unor companii. Statele nu urmăresc profitul și eficiența în fiecare operațiune, ci mai degrabă să funcționeze, să ofere un serviciu în folosul cetățeanului. Statul român în particular este un administrator și mai slab. Nu știu, spuneți în companii de stat românești care merg bine, adică poate că veți spune acolo de Transgaz sau Transelectrica, dar acelea un fel de monopol, de fapt. Uitați-vă la Atarom. Pe pierdere cu sute de milioane de euro de ani de zile, injectați din bugetul public acolo, din banii noștri, pentru a ține compania în viață. Iar în plus, unde statul este majoritar, este acționar majoritar, auzi constant știri despre nepotism, despre oameni incompetenți numiți în posturi cheie, în Consiliul de Administrație, în tot felul de posturi călduțe din companie. Și probabil că se întâmplă asta și la Hidroelectrica, iar eu nu vreau să mă ating de astfel de acțiuni, cel puțin nu acum la IPO. Pur și simplu nu am încredere că statul român face ce trebuie acolo și acționează în interesul cetățeanului. Un alt motiv este legat de profitul companiei. Momentan Hidroelectrica vine cu un profit imens, dar trebuie privit la perioada de acum. Războiul din Ucraina, pandemia, toate au determinat o creștere a prețurilor la energie electrică și la gaze. Hidroelectrica, toate companiile din domeniu, petrol, gaze și energie, au avut profituri istorice maxim. Dați-vă la OMV Petrom, de exemplu, ce profit mare a avut. Și Hidroelectrica a profitat de acest trend. Cât va ține el? Dacă se rezolvă situația, dacă prețurile la energie încep să scadă și profitul Hidroelectrica va scădea. Deci momentan compania pare foarte atractivă cu un profit mare, dar trebuie văzut că el a fost cumva punctual aici pe o perioadă scurtă de timp. Istoric vorbind nu a mers la fel de bine și sunt șanse mari ca în viitor profitul să fie mai mic. Ceea ce duce la al treilea motiv pentru care nu investesc în Hidroelectrica, care este viitorul companiei în ce privește investițiile, dezvoltarea ei. Pentru că momentan Hidroelectrica operează o rețea de hidro, de baraje, să zicem, moștenite din regimul comunist. Le-au construit alții. Istoric vorbind, chiar le-au construit alții pentru că, mă rog, s-a terminat cu acel regim, n-au mai fost de amortizat investiții și așa mai departe. Hidroelectrica operează acel sistem hidro al țării și produce energie electrică, dar face ceva și pentru a-l dezvolta, adică, nu știu, construiește noi baraje pe undeva, primește măcar de la buget bani să eficientizeze operațiunile, să facă mentenanță, să crească profitul acestui sistem existent, să îmbunătățească constant, eu știu, turbinele, pompele, tot sistemul funcțional acolo, vorbesc la modul simplist, desigur. Eu zic că nu, pentru că tot ce auzi în știri este că statul român este în profundă criză de bani, că la buget nu sunt încasări suficiente, știți că statul român încasează ceva de genul 26% și media europeană e de 41% încasări din taxe și impozite și așa mai departe. Statul nu este bun la încasa bani. Și atunci nu are nici bani să dea companiilor deținute de stat pentru investiții. Se aude că Hidroelectrica va investi în viitor în panouri fotovoltaice și în eoliene. Practic se duce dincolo de domeniul hidro, dincolo de apă, dar în acel domeniu există și companii private care sunt mult mai rapide în a investi bani, în a implementa panouri și parcuri eoliene și fotovoltaice și a veni pe piață cu energie. Companiile private se mișcă mai repede decât orice deținut de stat și asta puteți vedea istoric în orice, inclusiv Tarom, Telecom și așa mai departe. Și atunci se pune problema, ok, deci care sunt perspectivele de viitor ale Hidroelectrica? Pentru că mie mi se pare genul de companie care va cam stagna. Operează un sistem bun, performant, dar nu investește suficient pentru a-l menține performant și a-l ține în funcțiune așa cum trebuie și probabil nu se dezvoltă foarte mult în viitor. Gândiți-vă că Hidroelectrica, de exemplu, are acum mulți clienți rezidențiali și nu a avut oameni care să pună la punct un sistem de facturare a curentului. Știu oameni care au primit dintr-o dată 10 facturi la Hidroelectrica, deci de 10 luni nu primiseră facturi și dintr-o dată au primit 10 facturi pentru că în sfârșit Hidroelectrica pare să-și fie angajat programatori care să pună la punct un sistem de facturare. Ori dacă ăsta e orizontul de timp pentru rezolvat o problemă crucială precum facturarea și încasarea de bani, dacă a durat 10 luni acest lucru, nu știu, nu mă fac încrezător în Hidroelectrica și modul de operare al companiei, în rapiditatea ei de adaptare și de jonglare cu sistemul energetic pentru a obține profit și a se dezvolta și mai bine în viitor. Un alt motiv este că domeniul acesta al energiei electric depinde foarte mult de fapt de statul român. De decizii strategice, de politica de stat, de tot felul de taxe și impozite, de limitarea prețului energiei și așa mai departe.
Iar statul român nu prea mă convinge că are specialiști în domeniu. Am zis deja de tot felul de nepotism, dar gândiți-vă, nu știu, spuneți-mi miniștrii, spuneți-mi politicieni competenți, mai ales acum din PSD-PNL și poate în viitor din PSD-AUR sau cine știe cine mai ajunge la putere, spuneți-mi miniștrii competenți, spuneți-mi politicieni competenți care să vă facă încrezători că vor conduce bine Ministerul Industriei, Economiei, Energiei, în caz că va fi așa ceva și așa mai departe. Eu mai degrabă am văzut mereu o situație inversă în care apare un politician și zice vom naționaliza fondurile de pensii private pilon 2 sau de mâine introducem o taxă de solidaritate și arunca în aer tot, bursa românească, companiile, prognozele lor pentru viitor și așa mai departe. Ați văzut cât scandal a fost în alți ani, începând de la Vâlcov și alții, cu astfel de decizii. Deci, domeniul energetic este unul în care ai nevoie de stabilitate și de o politică foarte bună pentru viitor. Trebuie să ai o politică de țară bine gândită pe mulți ani în viitor, astfel încât să dai încredere companiilor că, da, aici este de investit, aici vom putea face și bani și atunci lucrurile să înceapă să duduie. Și eu nu văd asta în România. Mai sunt apoi și alte motive mai micuțe pentru care nu vreau să investesc în hidroelectrica. Unul ar fi că, statistic vorbind, prețul acțiunilor scade după un IPO. IPO-ul este un fel de listare optimistă la bursă. Atât am vrea noi să valorăm, atât credem noi că este o acțiune. Dar piața de obicei se duce în jos, în general la IPO-uri. Sigur că poate evolua în orice direcție, evoluția de asemenea este lentă, durează luni, poate chiar ani, dar eu cred că, asta este pariul meu, eu cred că după o vreme acțiunile acestea vor costa mai puțin și mai degrabă investesc atunci, nu acum la IPO, pentru că nu spun că nu voi investi niciodată în hidroelectrica, sunt și motive de a investi și le spun imediat, spun doar că nu voi face asta acum. Prețul acțiunii în acest moment mi se pare și mare, 112 lei, 110, cât va fi el final, mi se pare mare. Fost legat cumva de un multiplu de 10x al profitului net al companiei, dar vă spuneam că profitul companiei este foarte mare în această perioadă datorită unor factori externi care sper că se termină cu ei, cu războiul din Ucraina și atunci ar putea scădea foarte mult. Și mi se pare scump pentru o companie românească cu acțiune 112 lei, mi se pare un preț foarte mare. Există de asemenea subscrierea aceea minimă de 5.600 de lei, se zice că n-a fost un capăt de țară, dar parcă nu sunt pregătit nici să investesc mai mult de 1.000 de euro minim direct într-o companie românească cu statul român acționar majoritar. Acum există și motive bune de a avea acțiuni la hidroelectrică. De asta compania cred că ar trebui să rămână cumva pe radarul tuturor celor interesați de investiții. Principalul motiv este că statul român, ca acționar majoritar, probabil că va impune mereu emiterea de dividende. Pentru că statul are nevoie de bani la buget, hidroelectrica este profitabilă, adună mulți bani și statul vrea să-și tragă la buget prin dividende acei bani, pentru că statul are nevoie de bani. Statul niciodată nu încasează suficienți bani din taxe, impozite, evaziunea fiscală în floare, în fine, România. Și atunci ei vor trage bani de unde pot, din toate companiile de stat. Și când se emit dividende, profită și investitorii privați care au acțiune acolo, iau și ei dividende. Cum am văzut multe opinii, poate că nici nu contează așa mult evoluția în viitor a acțiunilor, câtă vreme le ai, în fiecare an vei primi niște bani și este foarte posibil ca după niște ani tu deja să-ți recuperezi investiția inițială doar din dividendele primite. Rămâne de văzut acest aspect. Eu cred în continuare că, da, hidroelectrica este o sursă bună de dividende, de bani primiți periodic, dar de ce să nu intri la un preț mai mic? De ce să intri acum la IPO când s-ar putea să fie un preț mare și acel discount de 3% să fie prea micuț? Un al doilea motiv este că totuși în rândul companiilor românești hidroelectrica stă în top. Se putea și mult mai rău, adică dacă am fi vorbit acum de listarea Tarom, cred că nu s-ar fi atins nimeni de Tarom. Vorbim de hidroelectrica care este probabil cea mai bună, cea mai profitabilă, compania românească cu cel mai verde viitor, verde, mai ales dacă se mișcă bine. Depinde acum ce administrator va avea, ce consiliu de administrație și ce se încearcă să facă acolo. Astea sunt opiniile mele. Acum eu stau pe bară la această listare publică inițială, făceam rost de 5.600 de lei dacă era cazul și investeam, e foarte posibil să iau țeapă, e foarte posibil ca prețul acțiunilor să explodeze în viitor și o metodă simplă de a face acest lucru ar fi ca statul român să anunțe dividende mari. Toți vor dori atunci să cumpere acțiuni, chiar și la suprapreț, pentru a beneficia de dividende și de pot vinde apoi după data ex-dividend, cu, poate chiar cu profit sau, în fine, cu beneficiind de dividendele acelea. Dar eu stau pe bară, e posibil să iau țeapă, n-ar fi prima oară, v-am spus. Dacă aș fi luat mereu decizii bune, eram acum milionar și filmam din Maldive, nu din sufragerie. Dar
companii vor fi mereu și ocazii de investit vor fi mereu. Dacă ratezi una, e bine să nu te superi pe asta, ci să te gândești, ok, care este următoarea companie, următorul moment în care aș putea profita pentru a face un ban. Cam asta e opinia mea, spuneți-le și pe ale voastre în comentarii, uitați-vă și pe blog la articole de acolo, sunt link-uri în descriere în care am explicat mai bine toate acestea și seria mea de articole. Mulțumesc că m-ați urmărit și să ne vedem sănătoși și la altele. La revedere!